Cristi Balaj, președintele ACFR la telefon. Bună seara! Bună seara! Vă mișcați bine de tot pe piața transferului, pe fine, în zona asta transferurilor. Haideți să vedem și noi, că am făcut-o așa, identificat oamenii pe care i-ați adus. Christopher Brown, pe care luaserăți deja de la Botoșan, Carlo Brucic, un croat, la voi e filiera croată, puternic. După care domnul Muhar, Carlo Muhar, aici o să avem o mică discuție, și Vito Hammershøi Mistrati, să e danez. Să trebuiască că totul să numim într-un fel, ori Hammershøi, ori Mistrati, e cam mult. Totuși, Mistrati, spunem. Mistrati. Sau Vito. Mistrati, domn Vito. Așa. Prin filmele alea de mafioți. Da, nu e cazul lui. Mijlocaș central, mijlocaș și ați luat la mijlocaș. La Muhar, ai văzut ironiile celor de la pe la care a trecut, Finder Expert, pe care a trecut la el? Da, noi tot acest jucător este foarte cunoscut de Dan Petrescu. Așa. L-a avut la Kayseri în prima ligă în Turcia, unde a jucat meci de meci. A jucat și după ce Dan Petrescu a plecat de la echipa respectivă, având un nou antrenor. A plecat acel antrenor, în continuare a jucat și când a venit al doilea antrenor după Dan Petrescu. A jucat anul trecut 36 de meciuri la CSKA Sofia. Este un jucător care a avut multe partide în prima ligă, în campionate diferite, Bulgaria și în Turcia. Este profilul pe care Dan Petrescu îl dorea, un jucător pe care l-a antrenat și a fost dorința lui. Noi l-am văzut, am discutat și cu cei din stafful lui Dan Petrescu, erau toți mulțumiți de atitudinea lui. Este un jucător care să placă ochiului. În schimb, în angrenajul pe care Dan Petrescu îl are, lângă o Boateng, s-ar completa foarte bine. Bun, deci trebuie să ziceți că sunt bune de tot câteva dintre comentarii. Acum, sigur, oamenii sunt subiectivi. Zice, în sfârșit, o veste bună, gata cu bunicii de pe pășune din Croația. Adevărul, Croația, dom'le, nu știu ce exportă, dar mai tare țara aia, dar fotbaliști clar exportă. Zice, nu aveam de gând să beau azi, dar la naiba, zice unul, adică până că a plecat de la post. Radu, la... Da. Dacă... E un demon de mijlocaș, dar împotriva propriei echipe. O să vedem. Dacă selectăm aceste mesaje, putem să avem discuția asta. Sunt convins că găsești și mesaje bune. Plus că lui bunic la 26 de ani. A fost făcut și bunic, da, el având 26 de ani. Dacă ești bunic la 26 de ani. Părerea mea este să-i dăm o șansă, să vedem cum se va... Cristi, cred că indiferent de părerea noastră, îi dă Dan Petrescu o șansă. Până la urmă, Dan Petrescu, adică pe mine m-a interesat. Oricum, noi știam ce aducem. Deci, întâmplarea face că este jucătorul pe care Dan Petrescu, din toți cei care a adus, îl cunoaște cel mai bine. Acum că au apărut aceste subiecte, nu știu în ce măsură am putea să ne facem o idee, până nu-l vedem cum evoluează în cadrul echipei. E adevărat că vreți să vă despărțiți de Kipciu? Da, am discutat cu el. Este dorința ambelor părți să vedem ce soluții vom găsi. Avem anumite variante. În ce sens? Adică soluție de despărțire? Soluție de despărțire, bineînțeles. Adică e vorba despre bani. El mai având contract un an de zile cu CFR Cluj, este vorba doar despre bani, modul în care ne vom despărți. Vă mai despărțiți de cineva din echipă? Avem oferte pentru jucători de la CFR Cluj. Sunt anumite poziții care... au fost completate, să spun, cu jucători recent aduși și atunci... Vindeți pe cineva? O să vindem, da. Sunt jucători care au evoluat la CFR Cluj, sunt jucători care au evoluat la echipa care a câștigat campionatul, sunt jucători pe care Dan Petrescu i-a pregătit și la nivelul ligii întâi se știe că jucătorii care pleacă de la CFR Cluj după ce au fost pregătiți de Dan Petrescu, echipele pe care nu dau greș. E vorba despre și despre Petrila?
La Petrila există oferte, nu sunt din țară și aici discuția este diferită. Rămâne să vedem, pentru că mai avem o poziție pe care am dorit să o completăm și rămân de văzut în ce măsură ne vom înțelege și, repet, la Petrila e important să fie oferte care să ne mulțumească. E oferta are dinspre est, dinspre vest, dinspre nord, dinspre sud? Nu vreau să nu comentez. Eu la mine nu se finalizează... Sunt niște puncte cardinale. Nu cred că dai... Sunt atâtea țări și atâtea teritorii. Nu, că ne interesează, știi de ce? Să nici nu fie măcar acest continent există. De pe continent. Da. Și de ce ne interesează? Pentru că e important să ducă într-un campionat bun, să poate să reziste acolo, asta e cel mai important. Da, adică să nu se ducă... Sunt multe aspecte care trebuie să... Cu tot respectul, nu știu... Dar în acest moment, șansele cele... Nu, Cipru. Sau chiar în Israel, iarăși cu tot respectul, dar e un campionat. Că și ei pot cumpăra. În acest moment, cele mai mari variante, șanse sunt să rămână încă un an de zile la... Să rămână încă un an de zile la noi. Când ai văzut golul înscris de Bosnia, după ce Mane a fost depășit ușor pe partea aceea dreaptă, ți-a strâns un pic inima? Au fost mai multe greșeli la acest joc și nu pot să vorbesc doar de un singur jucător. Te întrebam pentru că e al tău, că... Uite. Păi, până la Mane mai sunt și alți jucători care au greșit și după aceea. Sunt mult prea buni. Să nu rămânem fără semnal, pentru că merg printr-o zonă în care... Da, nu-i problemă. Ce zici despre România? Ce crezi că o să fie cu Finlanda? Avem speranțe și prima condiție ca să câștigăm trebuie să-ți dai gol. De aici pornim discuția. Altfel mi-e teamă că e greu să câștigi dacă nu dai gol. Da, e greu, pentru că am avut ocazii și în meciul din Bosnia. Am avut ocazii și Pușcaș a avut și Burcă, a ajuns acolo și putea să înscrie. Ți-a plăcut păcate... spiritul lui Burcă? Da. Mie, sincer, da. Da. Păi da, nu, chiar a avut spirit. Și pare că are ambiție, așa, pare că îl roade. Un jucător care apare, un apărător care în sistemul defensiv evoluează de asemenea manieră și apare și la finalizare, pare că nu a înscris gol. În primul rând pentru echipa națională și după aceea pentru el. Asta spune foarte multe. Da. Dan Petrescu a revenit la echipă în țară? Da, este la noi, nu a fost adevărat că ar fi vrut să plece, nici vorba. Noi acum aducem jucătorii și poziții care ne-am consultat cu Dan Petrescu. După ce am făcut o selecție a jucătorilor, am vrut să facem grup, știam ce poziția de ce ne-a spus să fie abitudine, gen Alo? Da, asta e. Zona fără semnal. Da. Am intrat în zona fără semnal.